Bună! Sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Filmulețul de astăzi va fi ceva mai diferit decât ceea ce postez de obicei, pentru că am de făcut câteva anunțuri. Dacă mă urmăriți pe social media de mai mult timp, cu siguranță știți că îmi place să scriu. Din această pasiune a mea, în 2017 a luat naștere primul volum pe care l-am publicat. Se numește Fiind imagine, eseuri din adolescență și vă las mai jos în căsuța de descriere toate linkurile către locurile de unde îl puteți procura. Însă, astăzi vreau să vorbesc despre un alt volum și anume despre primul meu roman, Young Adult Fantasy, care se numește Împărăția ultimului cerb. Acest roman a apărut în anul 2021, în ianuarie, și l-am publicat la editura Petale Scrise. Împărăția ultimului cerb urmărește aventurile unei adolescente, și anume a Sarei, care până la vârsta de 14 ani și-a petrecut toată viața pe o corabie. Atunci când împlinește 14 ani, tatăl ei decide să o trimită slujnică la o tavernă pe uscat, iar Sara nu înțelege de unde vine această decizie a tatălui ei. Însă, atunci când ajunge la tavernă, Sara descoperă că lucruri ciudate se întâmplă în acel loc și că ea trebuie să afle adevărul despre ce se întâmplă și, pe parcursul acestei călătorii, trebuie să afle și cine este ea. Împărăția ultimului cerb urmărește nu doar aventurile Sarei, ci și aventurile altor personaje pe care Sara le cunoaște pe parcurs. Romanul este plin de magie, tot ce se întâmplă are loc într-o lume fantastică, unde există pirați, unde există magicieni, dar și oameni care dețin tot felul de secrete foarte bine ascunse, secrete foarte bine păzite, de fapt. Mi-a plăcut foarte mult să scriu acest roman, a fost o adevărată provocare pentru mine, pentru că înainte de a începe Împărăția ultimului cerb, am scris preponderent proză scurtă. Pentru mine a fost o adevărată aventură să creez personajele care participă în acțiune, să le atribui anumite trăsături, dar să le și pun în tot felul de situații unde adevărata lor față iese la suprafață. Pentru mine, Împărăția ultimului cerb este un proiect foarte drag, un proiect pe care vreau să-l descoperiți și voi. Vă las mai jos, în căsuța de descriere, toate linkurile către locurile de unde puteți procura acest volum. Și mai am de făcut un anunț, pentru că am trecut de 2000 de subscriberi pe acest canal, vreau să fac un giveaway pe contul meu de Instagram, unde oricare dintre voi are ocazia, are șansa să câștige acest volum. Dacă vreți să participați la giveaway, toate informațiile le găsiți mai jos în căsuța de descriere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră, pentru susținerea voastră și pentru toate comentariile frumoase pe care mi le-ați lăsat aici pe canal. Vă îndemn să vă înscrieți la acest giveaway și până atunci revenim la programul normal joia care urmează. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!